Parlamentul britanic va dezbate și va vota pe 29 ianuarie un plan B pentru Brexit. Teoretic, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar trebui să se petreacă peste exact două luni, adică pe 29 martie. Sabine o are toate detaliile la Biu. Bună dimineața, Sabina! Bună dimineața, bun găsit! O să fie interesant astăzi, urmărim uh, acel vot din Parlamentul European. Hai să vedem însă cum s-a ajuns aici, pentru că pe 23 iunie 2016 cetățenii britanici au votat în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană, ținem -mi minte. Ce s-a întâmplat pe mai departe? Ei bine, pe 29 martie Regatul Unit invocă articolul 50, adică începe de fapt acea procedură. Mergem și mai departe și găsim data de 19 iunie 2017. Atunci Michel Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene și David Davis Ministrul ieșirii din Uniunea Europeană au deschis prima rundă de negocieri privind Brexitul. Prima rundă, am zis, nu? Păi hai să vedem câte runde au mai urmat. Încă șase, pe 20 iulie, pe 31 august, pe 28 septembrie 2017. Mergem mai departe și vedem 12 octombrie 2017, 10 noiembrie 2017, 9 februarie 2018. Ei bine, pe 28 februarie 2018 găsim proiectul de acord de retragere. Comisia Europeană publică acest proiect de acord din, de retragere din, dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Pe 19 martie deja avem acordul parțial între negociatorii Uniunii Europene și ai Regatului Unit cu privire la acel text pentru acordul de retragere. Mai departe, 25 noiembrie 2018 ce repede am ajuns aici, nu? E reuniunea extraordinară a Consiliului European. Liderii UE27 au aprobat proiectul de acord de retragere a Regatului Unit și proiectul de declarație politică privind viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Toate bune și frumoase, nu? Pe 5 decembrie 2018 Comisia Europeană lansează procedura pentru semnarea și încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. 13 decembrie 2018 este reuniunea extraordinară a Consiliului European. Liderii reconfirmă concluziile de, din 25 noiembrie prin care au aprobat acel acord și declarația politică și zicem că gata, totul s-a rezolvat, nu? Surpriză! 15 ianuarie 2019. Parlamentul Britanic respinge acordul pentru Brexit. Și ce facem mai departe? Păi azi, pe 29 ianuarie, Parlamentul Britanic dezbate și își exprimă votul asupra planului B privind Brexitul, plan B făcut de Theresa May. Ce înseamnă acest plan B? Niște modificări în zona clauzei de backstop, adică povestea cu frontiera irlandeză, asta ca să vă aduceți aminte despre ce este vorba, și încă o modificare așa de ochii lumii, taxa de rezidență. Parlamentul European sau Uniunea Europeană ce are de făcut, momentan doar să aștepte să vadă exact totuși ce decid britanicii, în ce direcție merg. Între timp însă, tot astăzi, în Parlamentul European, Comisia de Libertăți votează asupra unei propuneri legislative privind acordarea posibilității de a călători fără vize cetățenilor britanici, care se va aplica după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. De asemenea, cetățenii din Uniunea Europeană care călătoresc în Marea Britanie sunt scutiți de obligația de a deține viza. Așadar, toți ochii sunt ațintiți astăzi asupra Parlamentului Britanic. Vedem ce se întâmplă pe mai departe. Ne interesează și pe noi pentru că vom ști dacă vom putea să învățăm în continuare în Marea Britanie la costuri mai mici. Vom ști dacă trebuie să avem sau nu viză atunci când mergem în Marea Britanie și vom ști ce fac cetățenii noștri care locuiesc, care trăiesc în Marea Britanie.